Conducerea Universității de Vest, Vasile Goldiș din Arad, a prezentat vineri în cadrul unui eveniment organizat la filiala Zalău proiectele, planurile și perspectivele academice pentru acest an. Scopul universității este acela de a oferi studii de licență și masterat, în concordanță cu cerințele pieții muncii. Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad este permanent preocupată de inserția profesională a absolvenților pe piața muncii și desfășoară multiple proiecte de orientare în carieră la nivelul tuturor filialelor. Înființată în anul 1990, în cei 26 de ani, Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a devenit o cetate a științei și culturii. Azi avem plăcerea și onoarea să găzduim un eveniment în cadrul filialei Zalău a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Evenimentul constând în prezentarea de către conducerea universității a planului managerial antreprenorial și a ofertei antreprenoriale. Și pe lângă asta este o întâlnire de suflet. Este o întâlnire de suflet între noi, pe de o parte, cei care reprezentăm universitatea, și alumnii, adică asociația studenților care au absolvit, adică absolvenților Universității de Vest Vasile Goldiș, în speță a celor care au absolvit filiala Zalău, la filiala Zalău. Astăzi, la filiala Zalău, avem un eveniment de prezentare a ofertei antreprenoriale a Universității de Vest Vasile Goldiș, mediului de afaceri și absolvenților acestei filiale. Astăzi, într-un mediu economico-financiar tot mai greu de previzionat, o universitate modernă trebuie să răspundă cerințelor forței de muncă și mediului de business. Cum reușește Universitatea de Vest, Vasile Goldiș Arad, să se adapteze contextului actual? Ei bine, conducerea universității are în vedere următoarele obiective pentru acest an universitar: constituirea de parteneriate publice, private, cu specific educațional, antreprenorial, modificarea specializărilor și conținutului proceselor educaționale, modificarea și îmbunătățirea modului de predare-învățare, corelarea activităților teoretice cu cele de tip practic, realizarea de conferințe, simpozioane și workshop-uri de specialitate, prin care să se asigure o apropiere a universității de mediul de business și de tinerii antreprenori. Am venit împreună cu colegii mei din conducerea universității în special pentru a prezenta actuala structură a universității, centrele noi pe care le-am înființat și pentru a participa la motivul principal a fost întâlnirea cu comunitatea alumnii de la nivelul filialei Zalău a Universității de Vest Vasile Goldiș, respectiv cu antreprenorii, considerând că o universitate echilibrată, dinamică și competitivă actualmente trebuie să răspundă cerințelor forței de muncă și pieței locale. Universitatea este un câștig pentru orice comunitate în care își desfășoară activitatea și de aceea am venit din nou cu drag la Zalău, ca de fiecare dată, să ne întâlnim cu colegii care au absolvit și să facem aceste prezentări și întâlniri. După absolvirea studiilor, noi încercăm permanent să ținem legătura cu absolvenții noștri, încercăm să vedem permanent în ce fel ei s-au integrat pe piața muncii, în ce fel răspund cerințelor de pe piața muncii și așa cum la fiecare festivitate de absolvire, la care știu sigur că ați participat și dumneavoastră, li s-a spus că porțile universității rămân deschise, acest lucru chiar se întâmplă și încercăm să implementăm proiecte în parteneriat cu absolvenții care ne solicită acest lucru și care țin aproape de noi. Deci, proiectăm pe termen lung activitatea de educație din universitate și încercăm să o susținem. În cadrul acelui așa eveniment, reprezentanții universității au avut o întâlnire cu alumnii și cu studenții filialei, cu antreprenorii și managerii din județ, precum și cu membrii principalelor instituții publice din județ. Au urmat și vizite de lucru în instituțiile publice locale, cu scopul de a identifica nevoile mediului economic din județ, obținerea unui feedback transparent față de oferta de studii a filialei
filialei Zalău și stabilirea de contacte cu oficialitățile de la nivel local și regional. Relația Universității de Vest Vasile Goldiș cu absolvenții acesteia este una foarte bună și mai strânsă de la an la an. Ea este punctată de evenimente periodice pe care le organizăm împreună cu organizația alumnii UVVG și aceste evenimente constau atât în întâlniri prin care diseminăm diverse informații de interes pentru absolvenții universității, cât și în proiecte comune cu absolvenții care au avut succes în mediul antreprenorial, în afaceri sau în alte domenii de activitate. Viitorilor studenți și masteranți, reprezentanții Universității de Vest, Vasile Goldiș Arad, le transmit că pot conta pe sprijinul cadrelor didactice locale și nu numai, care dețin cunoștințele și expertiza necesară care să îi ghideze spre o carieră de succes. Pentru viitorii studenți ai Universității de Vest, Vasile Goldiș din Arad, pot să le transmit că pot conta pe noi, pot să aleagă Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, filiala Zalău, pentru că nu vor regreta.